Fac în ce formulă vreți eu. Iau calculatorul și fac 3 foi cu 3 locații. Și atunci eu, Lucica Rațiu, cu domiciliul pe Sădaia Somiei, hotărăsc, eu de puterea mea hotărăsc, că spațiul ăla este spațiu verde cu acces numai la mine, deși, dacă vă uitați pe poză, spațiul respectiv, jumătate din spațiul e parcare. Jumătate este parcare cu locuri date de primărie. Deci parcarea este un spațiu pe care doamna Lucica poate să-l gestioneze cum vrea și domnul Rațiu. Vi se pare normal, domnul meu? Nu. Nu? Bun. Altceva. Vi se pare normal ca să dați o foaie de genul ăsta, să o băgați în seamă când foaia nu are un antet oficial și în baza ei să constatați că ăla e un spațiu verde? Nu are un antet. Și foaia care o vende la primărie ar vrea să o vedem și noi. Pentru că să o știm și noi dacă suntem cei întinați în problema asta. Oricum o să vă cerem oficial o copie cu antet și din aia, pentru că urmează tribunalul. Cu siguranță. Dați-ne foaia. Asta stăm să vedem ce v-a spus primăria legat de spațiul ăla, că și noi avem o foaie de la primărie. Și atunci avem în judecată primăria, nu mai avem de la dumneavoastră. Mergem liniștiți de aici, v-ați făcut datoria, vă mulțumim, am poluat parcul din Bista, nici nu parcul, spațiul virant dintre blocuri, omulit pomii, natura e moartă. Nu este vorba de poluare, este vorba de o interdicție dată de legea 24. Domnule, eu văd aici gardă de mediu. Eu iau acolo. Corect. Este legea pe care garda de mediu este abilitată să o acorde. Corect. Pe anumite teritorii, spații. Exact. Care, spațiul despre care este vorba acum, exact, nu apare la dumneavoastră. Nu l-aveți în grijă ca parc, l-aveți ca parc în grijă, l-aveți ca ăsta, rezervație naturală sau altceva. Nu, este vorba de spațiu verde aferent locului. Este zonă. Codominion. Domnul meu, spațiul despre care vorbim, vă repet, primăria oficial ne-a dat hârtie că nu este spațiu verde, este teren viran, face o diferență între astea două chestii. Noi avem actul, vrem actul nostru. Imediat vine colegul și... Așa să vină colegul.